Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Dăunătorii din sol sunt acei dăunători care își petrec toată viața sau o mare parte din viață în sol. Și aflându-se acolo, ei au nevoie de hrană. Și, de regulă, ei dăunează plantelor noastre, consumând rădăcinile plantelor, bulbii plantelor, rizomii, tuberculii și așa mai departe. Și ca rezultat, planta noastră suferă sau chiar poate pieri. Sau pur și simplu rămânem fără o mare parte din recoltă, dacă de exemplu vorbim de cartofi. De foarte multe ori ni se întâmplă nici să nu știm că aceștia sunt prezenți în grădinile noastre. Și doar atunci când pagubă deja a fost produsă, aflăm că de fapt avem dăunători. De exemplu, am observat că o plantă de căpșuni s-a uscat. Sau atunci când recoltăm cartofii, observăm că o mare parte din recoltă a fost afectată de acești dăunători. Astăzi vom vorbi despre trei dăunători care sunt cel mai des întâlniți la noi în țară, dar și în alte țări, și anume larva cărăbușului de mai, viermele sârmă și coropișniță. Și vom afla cum ne putem proteja culturile împotriva acestor dăunători fără să folosim produse chimice în grădinile noastre. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem! Larva cărăbușului de mai. Larva cărăbușului de mai se hrănește cu rădăcinile plantelor, cu rădăcinile căpșunilor, pomilor și arbuștilor tineri, cu cartofi și așa mai departe. Dacă vorbim de buruieni, buruiana lor preferată este pirul. De aceea, dacă dorim să scăpăm de larva cărăbușului de mai, în primul rând trebuie să scăpăm de pir. Dacă nu știți cum să scăpați de pir sau dacă încercați să scăpați de acesta ani la rând și nu vă iese, vă las linkul în descriere și puteți să vă uitați mai târziu la acel video în care am vorbit despre cum am putea să scăpăm de buruieni fără prea mult efort. Și ca o mică paranteză, eu am reușit să scap de pir într-un singur sezon. Știți că am o grădină nouă și grădina aceasta nu a fost lucrată de foarte, foarte mulți ani. Și atunci când am început să mă ocup de această grădină, ea a fost plină de pir. Și am reușit să scap de acest pir într-un singur sezon, folosind acele metode despre care am vorbit în video pe care îl găsiți sub acest material. 2. Lăsăm cârtița în pace. Dacă dumneavoastră aveți cârtiță în grădină, lăsați-o în pace. Să nu vă deranjeze acele mușuroaie, pentru că aceste mușuroaie sunt doar niște mici neplăceri față de acel folos pe care ni-l aduce cârtița. Cârtița se hrănește cu dăunătorii din sol, cu larva cărăbușului de mai, cu viermile sârmă, cu coropișniță și așa mai departe. De aceea lăsăm cârtița în pace, iar aceste mușuroaie, dacă ne deranjează atât de mult, luăm o greblă și pur și simplu le nivelăm. Da, și gazonul se strică. Da, și noi am avut această problemă, dar să vedeți. De ce am avut eu cârtiță în gazon? Pentru că acolo am avut câteva coropișnițe. Apoi, cârtița a dispărut. Cârtița s-a hrănit, a prins acele coropișnițe și a plecat în altă parte. Ea n-a mai avut motive să rămână în acea zonă. Acum am niște cârtițe, una sau mai multe, nu știu, în grădină, care îmi fac mușuroaie în fiecare zi. Dar pe mine acest lucru nu mă deranjează. La primăvară voi nivela cu greblă și totul va fi bine și nu voi avea niciun fel de probleme. Cârtița ne ajută în grădină. Apoi, folosim acele biopreparate care conțin metarizium. Metarizium este o microciupercă care ne ajută în luptă cu dăunătorii din sol. Cum se folosesc biopreparatele care sunt pe bază de metarizium? Aceste biopreparate se folosesc atunci când temperatura solului este de la plus 8 plus 10 grade în sus. Solul să nu fie rece, pentru că dacă solul este rece, aceste biopreparate nu vor funcționa 100%, pentru că și aceste microorganisme vor intra în hibernare și ele nu sunt active atunci când solul este rece. Așadar, scăpăm de pir, avem grijă de cârtița noastră și folosim biopreparate pe bază de metarizium. Mai sunt și plante care ne ajută
să scăpăm de acești dăunători. Și dacă vorbim de siderate, că am mai vorbit despre siderate, că sunt unele siderate care secretă anumite substanțe care ne ajută să ținem la distanță acești dăunători. Și dacă vorbim de larva cărăbușului de mai, trebuie să ne aducem aminte de două siderate, și anume muștar alb și lupin albastru. Iată, aceste două siderate sunt foarte bune împotriva larvei cărăbușului de mai. Ele secretă anumite substanțe care nu sunt pe placul larvei cărăbușului de mai. Viermele sârmă. Viermele sârmă se hrănește în primul rând cu acele culturi care fac parte din familia graminee și de asemenea le plac și cartofii. Cum să scăpăm de acești dăunători sau cum să-i ținem la distanță? În primul rând, respectăm rotația culturilor. Nu plantăm cartofi după cartofi, nu plantăm graminee după graminee și așa mai departe. Și folosim siderate, acele siderate care nu sunt pe plac viermelui sârmă. Și aici, din nou, ne poate ajuta muștarul alb sau ne poate ajuta lupinul albastru. Iată, dacă aveți lupin albastru sau muștar alb, puteți să folosiți aceste siderate ca să țineți la distanță viermele sârmă, pentru că nici acestuia, secrețiile acestor plante nu sunt pe plac. Din nou, putem folosi biopreparate pe bază de metarizium, care se folosesc atunci când temperatura solului este de la plus 10 grade în sus. Aceste biopreparate se pot folosi primăvară, toamnă sau chiar și în timpul verii prin udare, adică se udă pământul cu aceste biopreparate. După ce le folosiți, încercați să acoperiți solul cu mulci ca aceste microorganisme să nu fie expuse la lumina soarelui. Este foarte important. Dacă vom folosi toate aceste metode, da, lăsăm cârtița în pace, scăpăm de pir, pentru că pirul este o plantă preferată și a viermelui sârmă, nu numai a larvei cărăbușului de mai. Dacă vom folosi biopreparate pe bază de metarizium și dacă vom semăna aceste siderate care ne ajută, iată, așa putem să ținem la distanță acești dăunători. Coropișnița. Coropișnița, de asemenea, este un dăunător foarte periculos care ne poate aduce foarte multe pagube. Ea se hrănește cu cartofi și cu alte plante și primăvara, imediat după ce transplantăm răsadurile noastre în grădină, ea poate reteza aceste răsaduri. Iată câte pagube ne poate aduce această minunată insectă. Cum scăpăm de coropișniță? Sigur că folosim biopreparate pe bază de metarizium, care funcționează și împotriva acestui dăunător, dar putem să facem și un fel de capcane. Toamna, săpăm o groapă în grădina noastră. Dacă aveți mai multe coropișnițe, puteți să săpați câteva gropi. Groapa trebuie să fie destul de mare, cam 50 pe 50 și cu 50 de centimetri adâncime, și umplem această groapă cu bălegar proaspăt. Și lăsăm așa groapa aceasta, pentru că ea, acest bălegar va începe să se aprindă, să se încălzească și așa va atrage coropișnița, care își va căuta un loc cald pentru iernat. Și coropișnița se va băga acolo. Apoi, iarna, când deja va fi frig afară, săpați această groapă, scoateți din această groapă bălegarul și veți observa coropișnițe acolo. Și când este iarna, le puteți prinde, ele vor fi amorțite, le puteți prinde și așa veți scăpa de o mare parte de acești dăunători din grădinile dumneavoastră. Așadar, dragi prieteni, cum putem să ținem la distanță dăunătorii din sol? 1. Respectăm rotația culturilor. 2. Lăsăm cârtița în pace. 3. Scăpăm de buruieni și mai ales de pir, pentru că acesta este preferatul multor dăunători. 4. Folosim biopreparate pe bază de metarizium, dar avem grijă ca solul, temperatura solului să fie de la plus 10 grade în sus. Și încă un lucru, o metodă universală de a ține dăunătorii din sol la distanță, este folosirea mulcirii. Atunci când mulcim solul, de regulă
mulciul, dacă stratul de mulci este gros, este ca o barieră. Și sigur că mămicile, adică femelele, nu se vor obosi să sape prin mulci ca să ajungă în pământ. Ele vor căuta acel loc unde solul este gol și este mult mai ușor să pătrundă în sol ca să-și depună ouăle. De aceea, mulciul ne ajută foarte mult și în acest caz, adică să ne protejăm culturile împotriva atacului dăunătorilor din sol. Dragi prieteni, acesta a fost episodul de azi. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Ca de obicei, vă aștept în comentarii cu întrebări și sugestii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!